Bună seara și bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor. Și astăzi ne-am întâlnit aici pentru a găsi soluții despre cum să faci și ce să faci pentru ca celălalt să te iubească și să te respecte. Bineînțeles, ce ține de tine, că ce ține de ceilalți este treaba lor. Și am zis să răspund la patru întrebări. Ok, bun! Prima întrebare este: ce să fac astfel încât ceilalți să mă respecte, să mă iubească, să mă ierte? Oh. Deci asta e o întrebare, spune întrebarea secolului. Pentru că cuprinde două aspecte. Primul aspect este ceva ce să faci tu și ține de tine și este în controlul tău 100% și atunci ai șanse să obții. Iar al doilea aspect este că ține cumva de ceilalți dacă să te iubească, să te respecte sau să te accepte. Și lucrul acesta nu mai ține de tine, ține de ceilalți. Pentru că oamenii, dacă nu vor să te iubească, să te respecte sau să te accepte, nu o fac. Pur și simplu. Și vor fi oameni care nu vor face treaba asta niciodată, indiferent ce ai face tu, dar în schimb vor fi și oameni care vor face aceste lucruri, nu chiar indiferent ce vei face tu, dar atâta timp cât tu înveți să lucrezi cu tine. Ok, probabil că ai sesizat. Am ajuns la video 25, parcă, da? Și probabil că ai observat că, din punctul meu de vedere, cheia tuturor problemelor, soluția tuturor problemelor este, de fapt, în autocunoaștere, în autodescoperire, în a ști să lucrezi cu tine și în a te cunoaște și a descoperi calea prin care tu să te iubești, să te respecti și să te ierți și așa mai departe. Așadar, răspunsul pe scurt la această întrebare, cum să faci? Foarte simplu. Iubește-te și acceptă-te pe tine. Asta este de făcut. Tu pe tine iubește-te, acceptă-te și iartă-te. E, ok, ușor de zis, da. Da, ce mare lucru, că doar mă iubesc pe mine, nu? Mă accept pe mine, mă iert pe mine. A, eu știu, chiar așa este? Aici e nevoie de făcut un video separat, cum să te iubești, cum să te ierți și cum să te accepți pe tine așa cum ești. În primul rând, descoperă ce om minunat ești. Indiferent de ceea ce ai pătimit în viața ta, indiferent că ai dat faliment, că ai făcut niște greșeli groaznice, că, nu știu, n-ai fost o mamă foarte bună, că n-ai fost o soție foarte bună, sau un soț, sau un părinte, sau un tată, nu contează, sau că ai trecut prin cine știe ce abuzuri. Lucrurile acestea, până la urmă, au apărut în viața ta probabil cu un scop de a deveni tu din ce în ce un om mai bun și mai valoros pentru tine și pentru ceilalți, pe de o parte. Pe de altă parte, iubirea de sine are foarte, foarte mare legătură cu cunoașterea de sine. Când tu înveți să te descompui, cum adesea spun, și să te recompui la loc, devine foarte ușor să te iubești așa cum ești. Chiar dacă ești gras, chiar dacă ești slab, chiar dacă ai părul lung, chiar dacă ai părul scurt, chiar dacă ești, nu știu, chiar de un ochi și chiar de un picior, nu contează. Lucrurile acestea nu contează. Pentru că tu ești un suflet. Ești un suflet divin. Nici eu nu știam treaba asta. Apropo de asta, nu sunt, nu știu, nu fac parte de niciun fel de cult religios. Că probabil ai observat că Daniel Iordechioi m-a întrebat într-o emisiune dacă fac parte din un cult special. Bine, religios a vrut să spună. Nu fac. Nu fac. La bază sunt ortodox, da? Nu sunt foarte mare practicant, așa încât nu. N-am nicio legătură mare cu treaba asta. Cu ce am, în schimb, legătură? Eu cred foarte mult că Dumnezeu există în fiecare dintre noi. Nu vreau să intru aici în polemici și în povești ce e, ce nu e, ce există, ce nu există. Însă, ce am descoperit eu pe pielea mea a fost că fiecare om, inclusiv eu, și e frumos, nu? Și inclusiv tu, suntem oameni extraordinari. Avem în interiorul nostru cum să spun, o sclipire de divinitate. Suntem magici, suntem extraordinari. Și atunci, dacă tu descoperi acea iubire din interiorul tău, acea iubire cu care practic te-ai născut, că dacă te uiți la un nou născut, e înfățișarea iubirii, e expresia iubirii.
Pe el nu-l interesează că are 3 degețele sau are 4 degețele, că are un picioruș sau are 2, că e gras sau că e slab. Hai să fim serioși. Doar pe noi, adulții, ne interesează. Aoleu, stai că... Și aici încep gândirile alea și tâmpenile din cap. Stai că dacă ești gras, ești nu știu cum. Dacă ești slab, ești nu știu cum. Dar ce zice Popescu? Dar ce zice vecinul? Dar ce zice Ionescu? Da. Și începe rahatul. Bun, așadar, răspunsul pe scurt este să te iubești, să te accepti, să te respecti și să te ierți pe tine. Nu zic că este ușor, nu zic că se face peste noapte, eu zic că este un proces de fiecare zi. Acum, în ultima serie de master coach pe care îi formez, am descoperit un geniu, evident, a spus: fii blând cu tine. Wow, a rezonat foarte mult în mintea mea. Fii blândă, Loredana, cu tine. Mai lasă un pic creierul ăla și criticul ăla interior care îți dă bătaie de cap. Mai dai un pic de concediu. Trimite-l la mare să se relaxeze. Așadar, este foarte important să înveți tu să te iubești pe tine. Așa, cu defectele și cu calitățile pe care consideri tu că le ai. Din punctul meu de vedere, nu mai calități. Asta este. Că și defectele, de fapt, sunt calități exagerate. Cumva duse la o extremă fără să-ți dai seama. Așadar, foarte important, în momentul în care tu înveți să te iubești pe tine, ceilalți te vor iubi. Este un proces firesc pentru că vei transmite iubire. Vei transmite. Iar lucrurile astea atrag foarte mult. Iar e sunetul încet, nu știu ce să-i fac. Chiar nu-mi dau seama ce să-i fac. Se aude mai bine acum? Că m-am apropiat, dar mai mult de atâta nu știu ce să-i fac. Habar n-am ce să-i fac. Nu se aude. Se aude mai bine? Da, e mai ok. Nu i-am făcut nimica. Decât că m-am uitat și am citit mesajele. Da, nu știu care e ideea, dar... Ah, acum se aude perfect. Da, no comment. Universul ăsta, probabil că ce nu s-a auzit nu era atât de important să se audă. Habar n-am. Ok, bun. Ideea este foarte simplă. În momentul în care tu înveți să te iubești pe tine, lucrurile devin foarte ușoare în viața ta. Pentru că te iubești și atunci când ești gras, și atunci când ești slab, și nu te mai judeci, nu te mai etichetezi, ești blând cu tine și este cel mai mare dar pe care ți-l poți face vreodată. Ăsta este. Restul, case, mașini, nu știu ce, alea vor veni la pachet, crede-mă, vin. Vin, pentru că vei ști să le atragi, pentru că vei descoperi că meriți să le ai. Și atunci primul lucru pe care să-l faci este să începi să vorbești frumos cu tine. Concret, asta ai de făcut. Să te respecti pe tine, să încetezi să te mai abuzezi tu. Adică să-ți pui vorbe urâte ție. Aoleu, ce proastă ești, aoleu, ce ai, aoleu, iar ai greșit, nu te duce mintea, aoleu, aoleu și mai știu eu ce. Gata, s-a dus cu astea, dă-le la gunoi. Respectă-te pe tine. Pentru că atunci când te respecti pe tine, îi vei putea respecta și pe ceilalți. Atunci când te iubești pe tine, îi vei putea iubi și pe ceilalți. Vorbesc cu adevărat. Că noi toți spunem te iubesc, te iubesc, sau poate nici nu spunem. Dar de fapt cât iubim cu adevărat? Eu până nu mă iubesc pe mine, n-am cum să te iubesc pe tine. Pentru că nu știu ce e aia. Nu știu. Și atunci este atât de ușor și de simplu să înveți să faci această călătorie, să înveți să te pui pe primul plan în viața ta. Așa vei fi o mamă extraordinară pentru copilul tău. Vei fi o soție extraordinară pentru soțul tău. Sau, mă rog, soț pentru soția ta, tată pentru copilul tău. Lucrurile devin foarte simple. Iar oamenii din jur ai să vezi, ai să fii uimit. Te vor iubi. Te vor respecta. Cei care vor dori, bineînțeles, nu toată lumea. Nu toată lumea. Dar e ok. Cei care vor dori, cei care vor fi pe lungimea ta de undă. Și este ok. Și atunci lucrurile pur și simplu se întâmplă. Și se întâmplă ușor. Dar până să faci tu treaba asta, ceilalți nu o să o facă. Iar dacă tu nu te iubești pe tine, vei alerga cu disperare după iubirea altcuiva.
Și nu îl vei iubi pe acel cineva sau pe acea cineva, ci pur și simplu va fi o dependență și o disperare. Aoleu, să mă iubească, fac orice, stau în cap, șantajez dacă e cazul, manipulez și fac deja lucruri urâte, chiar ameninț cu sinuciderea și mai știu ce alte lucruri. Doamne ferește! E, dar și cum e? Ferește, ferește, până te nimerește. Bun, întrebarea numărul 2. Că pe partea de iubire și de așa e nevoie să facem cât că 30.000 de videouri. Întrebarea numărul 2. Cum să mă conectez cu sinele meu? Păi, foarte simplu. Află cine ești. Află ce-ți place, ce nu-ți place. Fii tu prietena ta și prietenul tău cel mai bun. Descoperă-te. Tu pe tine. Da? Deci fă treaba asta tu cu tine și atunci descoperi de fapt cine ești, cine ești în interiorul tău, acel sine. Alți oameni îl mai numesc eul meu, alți oameni îl mai numesc habar n-am, nu știu. Indiferent ce denumire dai, conectează-te cu ceea ce ești tu cu adevărat, interoghează-te, dar cu iubire în fiecare zi, ce ți-a plăcut din ziua aia, ce nu ți-a plăcut. Meditează dacă funcționează la tine, citește o carte, ascultă o muzică, du-te într-o vacanță, ascultă valurile, uită-te la soare, pictează, sculptează, habar n-am. Dar fă ceva ce ție îți face bine, este foarte important. Învață să ai grijă de sufletul tău, învață să ai grijă de nevoile tale. Apropo, nevoile tale sunt responsabilitatea ta. Să le împlinești. Nu responsabilitatea partenerului de cuplu, părintelui, copilului și mai eu știu eu cui. Ți este foame, te duci și mănânci, este treaba ta. Vrei să-ți cumperi o rochie sau un pantalon sau o cravată, este treaba ta, te duci și le cumperi. Nu bați apropouri și cum e aia, bate șaua să priceapă iapa la soț, soție, părinți, copii. Ai nevoie de medic, te duci frumos și te rezolvi singur. Nu contează ce vârstă ai. Asta nu e o scuză. Vârsta nu este o scuză. Ok, în condițiile în care ești adult și ai peste 18 ani, în sensul ăsta vorbesc, că până atunci se duc, na, e nevoie să fie părinții cu tine. Bun, așadar, este foarte simplu să te conectezi cu tine atât timp cât petreci timp cu tine. Eu îți sugerez să începi cu 30 de minute pe zi, în fiecare zi, să stai cu tine. Tu cu pic și foaie în mână. Sau habar n-am, cu pensulă și șevalet. Habar n-am, nu mă pricep. Și pânză. Sau cu sculptură. Cu ce vrei tu, dar stai cu tine. Uită-te un pic la ce comportamente ai avut tu concrete peste zi. Ce gânduri ți-au trecut prin cap. Ce anume mecanisme din interiorul tău te-au făcut să reacționezi într-un fel sau altul. Ce vrei să păstrezi din ceea ce ești astăzi? Ce vrei să schimbi din ceea ce ești astăzi? Să faci lucrul ăsta cu iubire. Pur și simplu cu iubire pentru tine, ca și cum tu ai fi omul cel mai de preț din viața ta. Pentru că altfel, dacă tu te urăști, tu te judeci, tu te analizezi și te critici, nu iese nimic bun din treaba asta, mai ales dacă mai ai și copii. Dacă mai ai și copii, no comment. Pentru că ei vor învăța exact același lucru. Și e păcat de Dumnezeu. Deci chiar e păcat. Pentru că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în trei. Ok. Bun. Eu mă tot scarpin pe față, fiindcă mai am câteva fire de păr de la pisici. Și cred că sunt așa prin aer. Și mai coboară pe mine. Ok. A treia întrebare. Cum să mă iert pentru ceea ce am făcut în trecut? Wow, asta e întrebare de 1.000.000 de puncte. Cum să te ierți pentru ceva ce ai făcut în trecut? Păi foarte simplu. În primul rând să accepti ideea sau să îmbrățișezi noua idee că la vremea respectivă ai făcut tot ce ai știut tu mai bine și ai luat cea mai bună decizie de la momentul respectiv. Atât ai știut să faci. Cu inteligența pe care o aveai, cu experiența pe care o aveai, cu contextul în care te aflai, cu resursele de care dispuneai la acel moment și fă lucrul ăsta cu iubire. De fapt și de drept, tu atunci ai făcut cel mai bun lucru pe care puteai să-l faci. Ok, e adevărat că poate acum, cu fundul de pe scaun la 10 ani de la momentul X sau la 3 sau la 3 zile, poți să spui, da, dar puteam să fac mai bine. Puteam să iau o altă decizie. Dar de unde să știi? De unde să știi tu ce va urma? E ușor, după ce ai știut ce a fost,
Să te uiți în urmă, să te judeci, să-ți dai pumnii în cap și în picioare. E ușor. Dar am să spun acum ceva ce știi deja. Dacă faci treaba asta, cel mai probabil continui să te abuzezi singură în condițiile în care nu te mai abuzează alții. Sau te abuzează și alții și te abuzezi și tu. Pur și simplu asta faci. Te abuzezi. Dacă ar fi o lege în sensul ăsta și pentru auto-abuz, ai intra în închisoare. A, cum sună treaba asta? Poate îți mai dă de gândit. Și îți dai seama că de fapt ce ai făcut atunci a fost cel mai potrivit lucru din viața ta. Și ai toate șansele și ai toate motivele din lume pentru care să te ierți. Pentru care să accepti ceea ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, primul pas este să recunoști ceea ce s-a întâmplat. Să recunoști că ai luat acea decizie la acel moment. Să ți-o asumi. Pur și simplu. La vremea respectivă a fost cea mai bună decizie pe care o puteai lua. La vremea de acum, ok, s-a dovedit că n-a fost cea mai bună și ce. Dar, de fapt, vrei să-ți spun ceva? A fost cea mai bună. Pentru că astăzi te-ai adus aici și înveți ceva. Descoperă o nouă lecție. Eu am ajuns la concluzia că traseul vieții mele, așa cum a fost până acum, a fost cel mai potrivit traseu pe care eu puteam să-l am ca să ajung aici, ca să învăț aceste lecții. Ok, au presupus abuzuri, au presupus durere multă, au presupus depresie, au presupus cancer, au presupus faliment, au presupus multe. Dar nu mai contează. Pentru că, în realitate, de fapt, astăzi eu sunt suma loredanelor care am fost în fiecare clipă de până acum. Am 42 de ani. Și atunci, ce sens are să spun, băi, dar uite, băi, acum 20 de ani am greșit, că uite ce relație am avut și uite ce greșeală am făcut și uite ce nu știu cum, sau uite ce am dat bani cuiva în pumul și am luat țeapă, sau uite cu părinții mei ce nu știu cum, sau povești, aberații. Ce mai contează ce am făcut acum 20 de ani? Eram altă Loredana. Eu eram altă Loredana și ieri, când ai văzut video de ieri. Ce să mai zic în 2007, de când am luat eu pe cotitura asaltă. Adică, despre ce vorbim? N-aș face altceva decât să mă abuzez în momentul în care m-aș judeca și m-aș analiza pentru deciziile pe care le-am luat nu știu când și, ba din contră, m-aș simți că sunt de neiertat. Orice se iartă pe lumea asta. Orice. Bine, cei credincioși spun, Dumnezeu te iartă. Habar n-am. Important e, tu te ierți? Poate de aici ar fi un foarte bun început. De astăzi înainte să-ți faci tu pentru tine rugăciunea de iertare. Tu pentru tine gândul tău de iertare. Mă ierți, mă iubești și mă respect și mă accept așa cum sunt. Cu toate pe care le-am făcut până acum. Nu zice nimeni că n-ai greșit. Slavă Domnului! Nu zice nimeni că poate n-ai rănit pe cineva. Aia e, nu. Și eu am făcut-o. Nu îi fi vâneam de sfântă. Să nu-ți imaginezi că m-am născut sfântă și am stat într-un glob. Nici vorbă. Și eu, fără să-mi dau seama, că o să fac un video despre abuzuri. Și eu, fără să-mi dau seama, am jignit, am umilit, am manipulat, am făcut multe. Dar cu toate astea m-am iertat. Și am spus, ok, la momentul respectiv, atât am știut. Important este ce fac eu acum. Stau să-i dau în cap lui Loredana veche, care oricum s-a dus de mult. Sau, din contră, învăț din acea experiență, pentru că n-a apărut deja în viața mea, mă deștept, da? Devin mai înțeleaptă, devin mai autentică cu mine și spor la treabă, frate, ca să construiesc. Adică să transform ceea ce n-a fost bun, sau consider eu acum că n-a fost bun, dar orice a fost în viața mea este clar că a fost bun, pentru că altfel nu apărea în viața mea. A fost să mă șlefuiască cumva, chiar dacă poate mai cu durere. Dar o intenție pozitivă a fost sigur. Și atunci lucrurile devin foarte simple și mă iert pentru absolut tot ce am fost, tot ce am greșit, tot ce am făcut și ce n-am făcut. Că uneori nu te ierți pentru ceva ce nici măcar n-ai făcut. Dar asta e altă discuție. Ok. Și ultima întrebare este, cum să fac cu rușinea față de mine? Wow! E din același registru cu iertarea, de altfel. Pentru că, în realitate, când îți este rușine cu tine, aici sunt mai multe aspecte.
Pe de o parte, ar putea fi ideea că ai avut niște părinți care ți-au băgat în cap niște reguli foarte drastice și foarte draconice. Asta se face, asta nu se face, asta e rușine, asta nu știu ce. Mai ales dacă părinții aveau și obiceiul să spună să-ți fie rușine. Sau profesorii la școală aveau obiceiul să spună să-ți fie rușine. Păi aia rămâne înregistrată în subconștient. Apropo, subconștientul nostru înregistrează tot ce se întâmplă în toată viața noastră, în fiecare clipă, secundă de secundă, exact ca o bandă video. Nu știu dacă știi treaba asta. De aceea tu acum ai posibilitatea și capacitatea să-ți aduci aminte cu exactitate unul sau două sau cinci momente din viața ta. Sunt momente de care nu ți-aduci aminte acum. Din varii motive. Mai ales dacă e vorba de traume, în general traumele sunt blocate și mai ales dacă sunt din copilărie, sunt undeva închise acolo într-un sertar, pentru ca tu să le poți deschide în momentul în care ești pregătit psihic, fizic, emoțional, să le faci față. Dar ele există acolo. Când începi să zgârni după ele, începi să le găsești. Pentru că nu se șterg niciodată. A, ce mai poți să faci? De-aia iubesc NLP-ul din punctul meu de vedere, deci programarea neurolingvistică. Ce mai poți să faci este să mai rescrii banda. Adică peste ce a fost scris odată, știi ca la caseta video, înregistrez o altă secvență de film. Și asta îmi place maxim. Ok, deci pot să fac chestia asta și mi s-a părut, eu când am descoperit-o am spus, wow, e o treabă genială, îmi place, îmi place. Bun, așadar, legat de sentimentul de vinovăție, are legătură în primul rând cu ce educație ai primit și cât de des ți s-a spus că să-ți fie rușine. Pentru că rușinea cu vinovăția, cu iertarea sunt pe acolo. Sau cu neiertarea, mai bine zis. Și atunci, în primul și în primul rând, dă-ți voie, pentru că ești adult, să scapi de rușine. Clarifică-ți cu ce vrei să o înlocuiești. Sugestia mea, cu iubire față de tine. Că dacă reușești să faci treaba asta, după aceea reușești să faci extraordinar de multe lucruri. Toate devin foarte simple, foarte ușoare. Oare cum ți se pare? Mi-ar fi plăcut să fim într-o sală. Dar e ok. Bun. Așadar, asta este primul pas. Să descoperi care sunt acele situații pentru care ți este rușine cu tine sau cum era întrebarea da, cu rușinea. Să descoperi acele situații, iau un pic și o foaie, scoate-le pe hârtie și acolo, nu neapărat în sensul de a cere și de a găsi scuze, ci pur și simplu descrie și contextul în care te aflai în acel moment și ce-ți doreai tu în acel moment și cine erai tu în acel moment. Cumva pentru a te înțelege, pentru a recunoaște că tu în acel moment erai într-un anume moment în evoluția ta. Nu înseamnă că era mai bun sau mai rău, ci erai într-un anume moment și e ok. După care, în momentul în care faci treaba asta, învață să te iubești pe tine cu tot cu păcatele alea de care ți-e ție rușine. Cu tot cu poveștile alea de care tu fugi. Dar dacă oamenii din jurul tău îți aduc aminte de aceste momente rușinoase, este timpul să te depărtezi de ei. Pentru că, pe de altă parte, oamenii pot să țină alți oameni lângă ei oarecum cu forța, în sensul că le scade foarte mult încrederea în sine, umilindu-i, jignindu-i, făcându-i să creadă că fără ei nu pot să meargă mai departe și așa mai departe, aducându-le aminte momentele jenante și rușinoase din viață. Nu ai nevoie de oameni de genul ăsta. Bă, știi, să se ducă la alții care mai au de călătorit. Tu n-ai nevoie. Dacă ai în jurul tău oameni care te calcă pe bătături de fiecare dată și nu te lasă să te vindeci, n-ai nevoie de oamenii aia. A, da, știu, ok, poți să spui, da, prietenul, asta e treaba lui, nu? Nu. Nu este treaba prietenului să te abuzeze, nu este treaba soțului, părintelui să te abuzeze, da, dar îmi vrea binele. De-aia îmi spune și mi-aduce aminte ca nu cumva să mai fac așa. Asta e o formă de abuz din aia meschină. Nu e nevoie. Poate să-ți aduc aminte și altfel. Și tu poți să înveți lecția și altfel. Nu prin aducerea aminte și zgârmarea unei răni vechi la infinit. A, cum poate să te susțină? Ok. Poate să te încurajeze să rezolvi, să vindeci acea rană. Odată pentru totdeauna. Du-te la un terapeut, du-te la un coach, du-te, fă ceva. Du-te la niște cursuri de dezvoltare personală, fă ceva.
Dar în niciun caz să stai lângă cineva care să-ți zgârme de fiecare dată, să-ți apese toate butoanele negre pe care le ai. Și tu și eu, nu-i nimeni sfânt. Ok, bun. Sunt multe de spus și pe direcția asta, ho-ho-ho. Nu ne ajunge o seară, așa încât eu te aștept cu mare, mare drag să ne vedem și față în față, astfel încât să descoperi de fapt ce om extraordinar ești, indiferent de ceea ce ai acum în viața ta sau nu ai acum în viața ta. Nici nu contează. Pentru că tu poți în fiecare clipă să te întorci spre tine, spre interiorul tău, spre geniul acela din interiorul tău care uneori este acoperit de toate fricile și de toate poveștile și de toate rușinile. No. Dacă vrei să te descoperi într-adevăr, eu te aștept mai ales dacă ești din diasporă. Anul acesta, 2016, în 18 septembrie sunt la Madrid. În 24 septembrie la Torino, în 25 septembrie la Roma, în 9 octombrie la Roma, un seminar de 4 ore în care tu să-ți găsești căile tale potrivite pentru a reuși acolo unde ești, în țara în care ești. Iar de la anul, în 26, deci de la anul în 2017, în 26 februarie la Stuttgart, după care Bruxelles, Zurich, Paris, Viena și mai vedem. Ideea este că în scurt timp o să le pun și pe site. Pentru înscrieri poți să intri, te rog, pe www.credsimtacționez.ro. Acolo vei da de fiecare manager de locație pentru fiecare țară și oraș în parte și ei îți pot oferi mai multe informații. Urmează și pentru cei pe 2017, încă nu sunt puși pe site, abia săptămâna viitoare voi avea timp după cursul de NLP, astfel încât hai să ne vedem, hai să ne cunoaștem, hai să ne îmbrățișăm și hai să descoperim împreună de fapt ce om extraordinar ești și poți fi, indiferent, repet, de ceea ce ai făcut și de ceea ce vei face. E important este ce faci acum, acum, acum pentru tine. Nu mâine, nu peste o viață, nu peste când voi avea timp și când voi avea bani. Timp și bani, dacă nu i-ai acum, probabil că nu le ai niciodată, pentru că ești în filmul în care nu ai timp și nu ai bani. E momentul să iei telecomandă să schimbi filmul, pentru că altfel acolo rămâi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să redescoperi procese foarte profunde prin care să schimbi modul de a gândi, prin care să înveți să te vindeci pe tine, în care să îți rescrii propria viață și să-ți iei puterea înapoi, cum îmi place să spun adesea, te invit la cursul de programare neurolingvistică, cursul de NLP, care începe în București. În primul modul este între 7 și 10 iulie, adică săptămâna viitoare, astfel încât în primul modul să-ți clarifici exact ce mecanisme ai care te împiedică și ce mecanisme ai care te ajută pe tine din interiorul tău. Nu e vorba de rețete aici. Asta îmi place la NLP, frate. Deci nu îți dă nicio rețetă, ci pur și simplu sunt tehnici cu care tu poți să lucrezi. Sunt tehnici folosite atât în terapie cât și în coaching. Iar e o chestie pe care o iubesc foarte mult. În al doilea modul, care va fi între 8 și 11 septembrie, vei descoperi tehnici prin care să te vindeci emoțional, trupește, sufletește. E foarte importantă partea aceasta de vindecare și de renunțare la dependențe, la adicții, la fobii, la alergii, că astea sunt semnale foarte clare după ce înveți să le citești, să le decodezi, să zic așa. După care, al treilea modul și ultimul din NLP, între 10 și 13 noiembrie, tot în București, vei descoperi căi prin care să schimbi modul de a gândi, în care să înveți să te reprogramezi, să te reconfigurezi, știi, ca la GPS, reconfigurarea traseului după noile valori și așa mai departe pe care le vei îmbrățișa tu de la tine pentru tine. Nu sunt ale mele, sunt ale tale. Asta e farmecul, de-aia îmi place. E, și dacă te interesează mai multe detalii, o poți suna pe asistenta mea, Ramona, pe 0040 752 163 163 sau și intră pe site pe www. Academia de coaching.ro sau Academia de coaching.ro, iar acolo găsești butonul cursuri și caută NLP și dai de el. Așa încât te aștept cu mare, mare drag să descoperi împreună tu rețetele tale de succes.
Eu sunt în descoperiri continue, îți sugerez până atunci să stai măcar 30 de minute pe zi cu tine, tu doar cu tine, poți face treaba asta în baie, treaba ta unde vrei, nu contează, ideea e să stai tu cu tine, cu pic și foaie și eu te aștept să creștem împreună. Eu oricum cresc, eu oricum mi-am luat angajamentul față de mine că, frate, nu mai ține vrăjeala. Cresc și lucrez cu mine. Dacă tu vrei să faci treaba asta, ești binevenit. Dacă nu vrei, nu vrei. Nu, no, e ok, fiecare cu treaba lui. Ideea este doar că după aia, dacă ceilalți au pe lângă tine așa ca cu scârții de roți, să știi că oamenii aia lucrează cu ei, pur și simplu. Așadar, te îmbrățișez cu inima, și în același timp îți doresc o seară minunată în continuare și te rog să distribui acest video și prietenilor tăi, că poate cuiva îi folosește. Și în același timp să-mi spui, te rog frumos, din ce oraș ești tu. Iar până la următorul video, te îmbrățișez cu mult drag, cu multă iubire și îți doresc o seară superbă.